În apropierea obeliscului din Parcul Crâng, spațiul verde de lângă sediul băncii de gene a fost inundat voluntar. Lucrătorii de la compania de apă au descoperit o conductă dezafectată, dar cu presiune în ea, și au început lucrările pentru a o obtura. Avaria produsă la acea conductă a afectat o parte dintre abonații companiei de apă în perioada în care s-a lucrat la remedierea ei. După acea experiență, compania a hotărât să depisteze din timp conductele nefolositoare, dar care au presiune în ele și care ar putea genera pierderi masive de apă. Am zis că ok, poți să-ți permiți să fii prost odată, dar dacă ești prost și a doua oară pe același motiv, chiar că ai o problemă gravă. Și atunci, împreună cu colegii din tehnic și de pe zona operațională, am zis că este o prioritate pentru noi să identificăm în avans, deci înainte de a se mai produce astfel de avarii, bucățile de conducte rămase în presiune, nedezafectate, dar care nu mai au niciun rol în rețeaua de distribuție. De această dată, conducta din Parcul Crâng nu deservește consumatorii, așa că nu vor apărea întreruperi în livrarea apei potabile în timpul lucrărilor. Astfel de intervenții nici acum și nici în viitor nu vor afecta utilizatorii, pentru că, așa cum vă spuneam, bucățile respective de rețea nu alimentează pe nimeni, ci doar sunt în presiune și potențiale generatoare de avarii, dar cu siguranță intervenția asupra acestor capete de conductă, în momentul în care le vom dezafecta, le vor scoate total din circuit, practic vom blinda intrarea și ieșirea în aceste capete de conductă, ne vor ajuta pe noi la reducerea pierderilor de apă, pentru că, așa cum a fost și la liceul CFR, ați văzut, era o conductă de diametru mare, pierderea de apă a fost enormă. Pentru ca operațiunile de obturare a conductei să se poată desfășura, este necesar ca apa din conductă să fie evacuată pe spațiul verde din jurul săpăturii cu ajutorul motopompelor.